Zilele trecute, conducerea Apă Canal Chișinău a anunțat într-un comunicat că licitația cu privire la înlocuirea conductelor de apă potabilă în zonele rezidențiale cu blocuri în partea de nord-vest și sud-est a orașului Chișinău, cât și a branșamentelor de case și blocuri, nu va avea loc. Directorul tehnic al instituției, Vitalie Midare, susține că auditul inițiat de Andrei era planificat să dureze 3 luni. Midare nu exclude însă că termenul s-ar putea extinde. Pentru a intensifica schimbul de informații cu ANRE, pe 16 martie, la solicitarea noastră, a demarat un audit de către Agenția Națională de Reglementare Energetică la întreprindere. Auditul este planificat pe 3 luni, adică până la mijlocul lunii acestea. Dacă vor dori și nu vor reuși, este posibilă și o prelungire acestei misiuni. Întreprinderea Apa Canal Chișinău solicită majorarea tarifului de la 9,19 lei până la 14 lei pentru un metru cub de apă. Midar susține că, deși calculele au fost prezentate încă anul trecut, Andrei solicită un volum prea mare de informații. Noi calculele am prezentat încă în octombrie anul trecut. Au pervenit un șir de întrebări din cadrul agenției. Cu părere de rău, întreprinderea este foarte mare și informația care solicită ANRE este un volum foarte mare de informații care trebuie prelucrată. Primarul a declarat însă că tergiversarea ar putea duce la pierderea unei finanțări europene importante pentru capitală. Sub lovitura proiectului internațional BRBI cu privire la modernizarea rețelei de apă și canalizare, inclusiv stația de epurare sau în special stația de epurare, în valoare de 63 milioane euro. Aceea, indiferent de costuri din toate punctele de vedere, această problemă trebuie rezolvată. Mă refer nu doar la costuri financiare, costuri personale, de imagine, de alt gen. Acordul de finanțare are o valoare de 64,8 milioane de euro.